Ce se întâmplă cu fișierele șterse? Atunci când ștergi un fișier, acesta este transferat către cursul de gunoi. În caz că te răzgândești, îl poți restabili sau îl poți șterge definitiv. Dar ce se întâmplă atunci când ștergem un fișier? De fapt, calculatorul în acel moment șterge pointerul către fișierul dat și nu fișierul propriu-zis. Dar ce este un pointer? Ei bine, un pointer este tip de date care stochează adresa către o anumită variabilă, acea variabilă fiind fișierul nostru în cazul dat. Dată ce pointerul este sters, calculatorul nu mai poate accesa fișierul respectiv, iar spațiul de pe hard disk apare ca fiind eliberat și marcat de sistem ca șters, însă fișierul este încă acolo. Încă este acolo până rescriem acea porțiune de hard disk, adică până când umplem acel spațiu cu alta informație, dar chiar și atunci ar putea să nu fie de ajuns ca acea informație să dispară complet. Deseori poate fi corupt, adică informația poate fi alterată. Dar putem oare recupera acea informație în calculatorul nostru ca să o putem folosi? Da, de fapt există mai multe aplicații ce se ocupă cu recuperarea datelor. Preferata mea este Recuva, complet gratuită. Aveți un tutorial în descriere și o notare pe ecran despre cum se folosește. Însă cum funcționează o aplicație de genul? Acesta scanează spațiul marcat ca șters din hard disk și determină cât de intact este acel fișier. Apoi, la dorința utilizatorului, poate fi readus la viață. Pentru a avea o șansă cât mai mare de recuperare a fișierului, trebuie să recurgeți la acest proces cât mai rapid posibil de la ștergerea sa. De asemenea, străduiți să utilizați harddiscul cât mai puțin, adică să nu copiați, descărcați sau transferați alte fișiere. Acest proces funcționează și pe SSD-uri sau USB flash. Dar oare putem șterge acel fișier definitiv să nu mai existe nici urmă că a existat vreodată? Probabil ați dori să faceți asta dacă vindeți acel calculator unei alte persoane sau dacă doriți să scăpați de datele confidențiale. Puteți face asta folosind un alta drive apar din programul CCleaner, dar selectați să suprascrieți fișierele de 35 de ori pentru a vă asigura că nu mai există urmă. Dar atenție, această metodă poate micșora durata de viață a SSD-urilor. Chiar și după toate acestea este posibil să nu fie de tot. Măsură extremă ar fi ca acest hard disk să fie distrus complet, redus la fărâme. Cam atât a fost cu acest videoclip, dacă v-a plăcut nu uitați să vă de like, noi ne zi data viitoare. Pa, pa!